Povestiți-ne despre autoșenileta aia care a rămas sus, știu, spre Groș. Da, acolo la Șură, la noi, mai jos puțin, acolo, mă, nu știu, între primele trupe care s-au dus. De ruși? Da, de ruși. Și cu ei au fost patru inși. A fost tractoristul, sau șofer, a fost, nu știu, și mai trei inși. Eu am fost încărcată cu proiectile de brand de 120. Nu știam eu atunci că ce înseamnă 120. Mă spuneau alții ăștia care erau mai bătrâni. Spuneau că ce au fost. Și eu am rămas, ce e tot vrut să o scoată și nu am putut să o scoate, până când au venit trupe din spațiu care au venit anume cu macarale și cu lucruri de cele. Geniști. Eu am scos, dar eu am rămas tot acolo. S-a făcut țălaș acum. Cum au ajuns acolo în părăul ăla cu autoșinileta? El s-a băgat din drum. O scăpat-o? O scăpat-o. Te știu, s-a ferit de ceva. S-a dus la stânga, s-a băgat din jos, s-a dus, dus. Și el, când a văzut că e pericol de răsturnare, a sucit-o în stânga, s-a dreptat-o drept în jos. Și s-a dus până și a ajuns într-o butură. Care l-au ținut, nu s-a mai îmbătat. Și atunci acolo a fost, au descărcat proiectilele jos și tătul a așteptat până când a venit așa el, nu știu când, la Crăciunul, când a venit și l-a dus. Au scos și mileta. Ei au rămas acolo. Și cei patru soldați au rămas pe loc. Da, au rămas acolo. Și unde au dormit? Unde s-au cazat? Pătine? Unde au dormit? Ei acolo în Șură așa, la noi. Avem noi o șură, o șură, era o șură cu două grajduri și s-a făcut patul acolo, s-a făcut cortel ca lumea. No. Și își făceau singur mâncare? Da, cum să nu. Făcea de mâncare și mergea vărul meu, românul, mergea cu vacile până acolo. Eu eram cu porci pe vale la noi acolo, mai tot. Și acolo am stat până iarna, atunci a venit cât acasă, când s-au rărit trupele de aici, nu mai fost nimic. Atunci primăvara, la începutul lui mai, pe 9 mai atunci se termină războiul, și atunci imediat au început să întoarcă trupele înapoi, iară, care au tădus în cur, înapoi pe aici. Și când s-au întors, cum s-au comportat? Batim? Când s-au întors înapoi trupele române, cum s-au comportat? Nu mai fost așa. Nu a fost oameni cum să cade. S-a întors din bucurie. Cu bucurie de acum. Povestiți-mi cum a fost cu acei patru soldați. De ce au rămas aici? Știți de ce nu au rămas? Nu știu deloc. Nu știu. Coborau în sat. Coborau, dar numai unul. Și la nici de cum. Așa la unul, așa coborau până aici la noi. Și de aici ne spune mama și nana, ne spune că ia că te-am găsit ouă, te-am găsit lapte, te-am găsit o găină sau te-am găsit ia că... Dar el vine și dă-ne bani pe el și nu știu de voie. Dar și el nici unul. Știa românește? A început să învețe. A început să învețe, da. Ele... Mama avea atunci, eu fost născută din 16, și asta văd în 45, 44. În jur de 30 de ani. Da. Și sora dumneavoastră? Eu n-am soră, nu am un frate. Mă, cealaltă a fost nana, a fost cumnată ei, de față de unciu. Am înțeles acum, am crezut că era sora mai mare de dumneavoastră. Eu am un frate, s-a născut în 43, murit în locul ea. Vă dați seama că așa la... Nu vorbi românește, el a născut din 43 și nu a vorbit până în 45. Nici cum și în 45 și în 44, spre sfârșit, a început să zică, davai, 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 davai. A venit o mașină cu niște ruși
să bage în curte la noi. Și un ofițer face semn la șofer cum să bage, ghida. Pruncul așa a auzit atunci, patronul numai un an și nu știu cât de vreme. Davai, 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 davai. Și foi mati. O să dau, iar jos așa. Asta nu știu. Dar mă rog să mă credeți că după aceea n-ai mai scos o vorbă de el. Deci cum? Până după ce o trecut de 2 ani. Nici cum n-ai mai discut vorba din ea. Mai știi să ne spuneți ceva despre plecarea celor patru ruși? Nu, mai, nu știu nici când au plecat, nici cât, cum de-au stat acolo. Nu știu. Și ce făceau pe toată perioada zilei? Stăteau acolo, rușii? Trebuie să ce lucrau ei acolo. Nu știu, eu nu m-am dus, că e vârf, eu mergeam. Și el ce v-a povestit? El ce v-a povestit? Ce făceau? Nu l-am întrebat. Nu ne interesa pe noi. Da, așa s-au purtat bine cu copiii rușii. Cum să nu? Da? Da, nu, mergeam, veneam în calea lui, că ei stăteau dincolo de drum, de șoțeauă. Și pruncul mergea pe aici. Mergea când ne jandea acolo sus, atunci mergeau, ei îl vedeau și veneau în calea lui. Și ei treceau vasele dincolo. De ce? Treceau vicele, da, treceau acolo ei. De ce făceau treaba asta? Că se cunoșteau pe ea și vezi, lăsă vașe, lăsă pască pe acolo, să rănească vașe. Altceva nu am avut pentru ce. Și cât timp spuneți că au stat rușii, bă, aia patru soldați aici? Din începutul octombrie, poate a fost. Și până primăvara, până martie. Dar frontul trecuse, grosul armatei rusești trecuse spre Oradea, da, nu? Da, trecut. A trecut, da. Mulțumesc frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Și viață lungă în continuare. Mă iertați dumneavoastră pe mine că poate că nu trebuie atâta numai să vă spun, mai mult.